1 Corinteni, capitolul 15, este un argument prost pentru ca să arăți în vierea lui Isus că este din trup. Și singurul avantaj al acestui pasaj este că este scris timpuriu. Și este scris de un martor ocular în sensul nu că Pavel a văzut pe Isus și asta chiar recomand să citiți, de exemplu, în fapte, capitolul 9, în care ce puțin Pavel vede o lumină, îl aude pe sus, dar nu-l vede pe Isus, și cei din jur nici măcar ei nu văd lumina. Deci pare că Pavel are o proprie viziune. El vede lucruri separate și doar se aude o voce din cer conform acestei tradiții. Și această tradiție este târzie scrisă de un martor foarte neocular, deci un martor mult mai încolo, care chiar el afirmă că nu este martor ocular anume de Luca și celălalt pasaj care îl avem cu Pavel în 2 Corinteni 12 în care el descrie uh, Pavel că l-a văzut pe sus în al treilea cer și dacă acestea sunt ce a văzut uh, Pavel, fie o lumină uh, el de unul singur și și-a pierdut vederea pe temporar sau și sau uh, pe Isus în al treilea cer acestea în mod rezonabil sunt viziuni. Deci, oricum o învărți. Și dacă acestea, ce asta este ce știm uh, că a avut. Și Pavel folosește că a apărut uh, Iisus. Deci, nu că există fizic. Dar, haideți să mergem uh, să îi dăm, acceptăm de dragul discuției că Pavel credea că oamenii o să învie cu, ca în Matei uh, ca și sfinți. Nu vedeți nicio problemă, pentru că Pavel pleacă cu o teologie din spate. spune, toți aceștia l-am văzut pe Isus. Și haideți să spune că l-a văzut, cum vine și argumentul apologetic, Pavel fiind fariseu, farisei credeau în învierea fizică. Deci, ceea ce ar însemna este că Pavel credea că l-a văzut fizic. Printr-o neviziune de asta, să zicem. Cel așa credea convins. Și ceea ce afirmă el mai departe este că dacă oamenii au început să moară de la păcatul lui Adam, oamenii au început să învie de la Hristos, că Hristos este primul rod. Și spune, dacă Hristos ne a înviat, atunci predicarea noastră este zadarnică și credința voastră este zadarnică. Și acum vine partea interesantă. Dar Iisus este primul rod din cei care au adormit. Și cum moartea vine, a venit de la Adam, tot așa, în Hristos, toți vor fi înviați. Și acum vine întrebarea, unde sunt oamenii vii? Unde este zombie apocalips, cum ar fi din, dar în ziua de azi? Și deși înțeleg că unii nu, nu, au să guste acest cuvânt, problema este că, așa cum spuneam, viziunile lui Pavel arată ca și viziuni sau tradiții foarte târzii. Dar motivul ultim pentru care cred eu că argumentul ăsta cu 500 este că Bineînțeles că nu poți să dai palma cu ei. Este că există, de exemplu, ceva care majoritatea evanghelicilor ce nu acceptă și dacă ești evanghelic, probabil ca să înțelegi undeva Există, de exemplu, pe Wikipedia sunt uh, uh, exemple în care sunt zeci, sute, uh, chiar mii de martori oculari care văd pe Fecioara Maria. Și sunt, de exemplu, în acest caz, sunt câteva zeci sau câteva sute, nu știu câte este exact în Vietnam, și asta în, în anul 1798. Și deși nu este rec recunoscută de uh, scaunul de la Roma, uh, este văzută neutru în timpul de persecuție. Similar, acesta este, dacă nu mă așa, în China. Este în China? dar acesta este un caz din China, din Taiwan, cum ar fi de azi, uh, Republica. Și abia în 2021 uh, este acceptat miracolul și acesta iar are jur de 700 de oameni. Uh, similar, în acest caz uh, erau câteva mii de uh, credincioși în 1968. Deci toate aceste cazuri și sunt mai multe Uh, la fel, uh, mii uh, de martori și unii au și fotografiat uh, o cruce și ei, ei, credeau că e Maria sau ceva de acest gen. Și cu acestea avem deja mii de martori oculari și sunt convins că niciun uh, evanghelist nu ar crede un astfel de lucru. Și deși sunt martori care unii îi aveam în viață, trăim într-o era științifică cu toate acestea foarte mulți credincioși sunt reticenți să creadă astfel de miracole doar că nu este în spectrul lor dar dacă ar fi existat cum difer, cred că singura diferență între Maria care evanghelice sunt să zicem la fel de sceptici ca și un ateu legat că Maria probabil nu a apărut. Problema de fond care încă o avem este că nu vedem oamenii în viață în jur. Deci dacă Isus a înviat și îl vedem, apostolele îl vedeau cu sutele, a trebuit să vedem acum în stânga și în dreapta oameni în viață sau Pavel și Biblia prin extensie a greșit. Mulțumesc pentru atenție! Rațina fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!